Încă 90 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 90 de locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante astăzi, 17 februarie, există un număr total de 90 de locuri de muncă declarate vacante de către mai mulți angajatori din județul nostru, după cum urmează. Agent de intervenție 2 locuri, ajutor de bucătar 1, bucătar 2, bucătar șef 1, confecționare îmbrăcăminte 2, curier 1, dispecer 2, dulgher 1 loc, femeie de serviciu 3, faianțar 1, finisor hârtie carton 1, inginer cadastru 1 loc, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze 2, infronist 2, lăcătuș mecanic 20, lăcătuș construcții metalice 1, lucrător comercial 2, lucrător gestionar 1, manipulant mărfuri 7, menajeră 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 10, operator calculator 5, operator fabricare nutrețuri combinate 5, ospătar 1, pizar 5 locuri, portar 1, șofer 10, sudor 2, șef stație PECO 1 loc, șef district silvic 1, stivuitorist 1 loc, tâmplar universal 1, topograf 1, tehnician sisteme de securitate 2, tehnician echipamente de calcul 1 loc, vânzător 2, vopsitor în lemn 1 loc și 1 loc de zugrav. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.